Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale acestei ediții. 8% din școlile giugiuvene fără autorizație. Număr mic al adopțiilor de câini fără stăpân. Culturile de roșii afectate de secetă. Căminul de la Mironești caută beneficiari. Meciul meciurilor pentru Astra Giurgiu. Ne mai despart 3 săptămâni de startul noului an școlar și încă mai sunt unități de învățământ în județ care nu dețin autorizație sanitară de funcționare, totul din cauza lipsei sursei de apă curentă. Totuși, spre deosebire de alți ani, numărul școlilor neautorizate este în scădere. În unitățile școlare din municipiu și județ, pregătirile pentru începerea noului an școlar sunt pe ultima sută de metri. Vorbim de curățenie generală, se face igienizarea, se zugrăvește, se repară ceea ce este stricat, iar în unele cazuri au loc lucrări mai ample. Cu toate astea, sunt unități școlare în județul Giugiu care vor debuta în anul școlar 2015-2016 fără autorizație sanitară de funcționare din lipsa sursei de apă curentă. Toate unitățile școlare cu personalitate juridică din județul Giugiu dețin autorizare sanitară pentru anul școlar 2015-2016. Dacă ținem cont de totalul locațiilor în care se desfășoară activitate școlară, 92% din cele 197 de structuri de unități școlare dețin autorizare sanitară, pentru că, așa cum se știe, o parte dintre aceste școli nu au sursă curentă de apă potabilă. Acesta a constituit unul din motivele pentru care nu obțin autorizare sanitară. Însă, în curând, multe unități școlare vor fi incluse în proiecte care vor rezolva aceste probleme și sperăm ca în viitorul cel mai apropiat toate clădirile, unitățile școlare în care se desfășoară activitate școlară să dețină autorizare sanitară. Astfel, din totalul de 197 de structuri școlare din județul Giurgiu, 8% nu dețin autorizație sanitară de funcționare, ceea ce înseamnă că elevii vor folosi tot toaletele amenajate în curtea școlii, iar apă potabilă vor aduce de acasă. Totuși, spre deosebire de alți ani, numărul unităților școlare neautorizate a scăzut semnificativ, grație proiectelor implementate de primării pentru realizarea rețelelor de apă și canalizare. Giugiuvenii, dar și asociațiile pentru protecția animalelor nu se mai înghesuie să adopte un câine fără stăpân. Asta reiese din numărul tot mai mic al adopțiilor de la începutul anului până în prezent. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, peste 300 de câini au avut norocul să-și găsească un stăpân, în 2015 numărul a scăzut la mai mult de jumătate. Câinii fără stăpân au fost și vor rămâne o problemă nerezolvată pentru municipiul Giurgiu. Deși toată lumea se plânge de faptul că sunt deranjați de prezența câinilor pe străzi, nimeni nu vrea să facă nimic. Așa zis și iubitor de animale, Alex își exprime dragostea pentru maidanezi doar în prezența hingherilor și nu după ce animalele sunt luate și închise în adăpostul special amenajat. Numărul celor care aleg să adopte un câine aflat într-o astfel de situație scade de la o lună la alta. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, peste 300 de câini au avut norocul să-și găsească un stăpân, nu același lucru s-a întâmplat și în acest an. În 2015, puțin peste 100 de câini au ajuns să cunoască dragostea unui stăpân. Merg foarte prost comparativ cu anul trecut. Până în prezent avem doar 114 adopții. Anul trecut, la momentul ăsta, avem peste 300. Merg foarte, foarte, foarte greu. Dar care ar fi motivul? Nu pot să spun care ar fi motivul, dar consider că legislația îi obligă pe deținătorii de animale la o responsabilizare mult mai mare și cred că ăsta e principalul motiv, dar nu vreau să spun cu siguranță. Reprezentanții Asociației Germane, care le oferă sprijinul angajaților serviciului în vederea oferirii unor condiții optime de viață patrupedelor, au adoptat astăzi 16 câini. Adăpostul special amenajat găzduiește în prezent 630 de patrupede în condițiile în care capacitatea maximă este de 500 de locuri. Pentru depășirea capacității adăpostului, primăria a fost sancționată de către Direcția Sanitar-Veterinară cu 2000 de lei. Giurgiuvenii interesați să adopte un animal și să-i ofere o viață nouă o pot face de luni până vineri între orele 10-14. După ce se prezintă cu un act de identitate și completează un formular de adopție, oricine poate deveni stăpânul unui câine vaccinat și sterilizat.
Despre educație s-a vorbit și se va tot vorbi pentru simplul motiv că dezvoltarea presupune parcurgerea unor noi trepte în educația noastră. La educația precară a unor giurgiuveni facem referire când constatăm cum doresc unii să comunice anumite mesaje prin folosirea unor maniere de afișaj în spații neadecvate, acțiune care sfidează politețea stradală. Oamenii au nevoie să comunice, se cunoaște de foarte mult timp acest lucru și este foarte greu sau imposibil de contrazis. Comunicarea văzută prin prisma anumitor nevoi presupune inclusiv ceea ce numim mică publicitate. Toate lucrurile par până aici în ordine și pe înțelesul tuturor, mai puțin maniera utilizării la întâmplarea unor spații neadecvate pentru transmiterea unor anunțuri. În Giurgiu sunt de găsit o sumedenie de astfel de locuri pe care întâlnești tot felul de afișe și de aici lucrurile nu sunt tocmai în ordine, aspectul dezolant frizând până la urmă ceea ce am putea numi fără reținere politețea străzii. Pe peretele unui bloc din centrul municipiului am găsit o astfel de situație, dincolo de cele întâlnite pe stâlpi, pomi sau temiri ce alte locuri. Despre cel din centrul orașului însă am aflat și părerea unor concitadini. Ce părere aveți despre modul acesta de afișare și despre cum arată peretele acestui bloc? Păi o părere foarte proastă am eu. Se vede urât. Probabil ar trebui amenajate niște spații, niște placarde speciale pentru așa ceva. Deci, o părere destul de proastă. E urât. E prostitută urâtă. Cunoașteți existența unor locuri unde se pot pune astfel de afișe? Da, uite, este panouri din asta de fier care se pun. Dar e vorba că scrie, e, cine lipește, face fațadele blocului urâte. Păi, ce pot să vă spun? Nu prea arată bine deloc. Adică, totuși, dacă se pun afișe, măcar să nu apară rupte pe ziduri. Părerea mea, nu știu, acum... Cunoașteți în oraș un mod unde se poate face afișajul corect? Sinceră să fiu, nu. Nu cunosc. Nu am idee. Pentru maniera civilizată de afișaj, există totuși posibilități în orașul nostru. Aici, în plin centrul istoric al orașului, există un spațiu special amenajat în acest sens. Astfel de panouri special create pot fi găsite și în alte zone ale orașului, parcul Mihai Viteazu, de exemplu, fiind unul dintre acestea. În plus, manierele tehnice noi, utilizate civilizat pentru astfel de anunțuri, sunt la dispoziția celor ce se folosesc de mijloacele mai puțin convenționale, care dau un aspect dezolant străzii și pot aduce necazuri utilizatorilor lor. Culturile de roșii sunt printre cele mai afectate de seceta din ultimele luni, așa că producția de anul acesta este slabă. Tocmai de aceea, legumicultorile îndeamnă pe gospodine să se grăbească dacă vor să facă bulion sau zacuscă cu roșii românești și la cele mai mici prețuri. Seceta din ultima perioadă influențează în mod direct prețurile legumelor care încep să crească în fiecare zi. Roșiile care se vindeau ieri cu 80 de bani kilogramul costă astăzi un leu. Comercianții din piața centrală spun că acum este momentul ca gospodinele care vor să facă bulion de casă sau zacuscă să cumpere roșii. Unii producători spun că acum e cel mai scăzut preț al roșii. Nu e, nu. A fost. Cam acum 2-3 săptămâni. A fost mai, și mai scăzut. Când au ieșit cele de la pământ cu cele de la solac. Cele de la solac erau pe sfârșit, iar cele de la pământ aveau ieșit. Și atunci a fost o invazie, dar acum nu. Giurgiuvenii ar trebui să se grăbească? Bineînțeles, asta. La căldurile care sunt afară, semănează, în general, roșiile de afară. Și vor ieși cele la solac peste o lună și ceva. Automat o să fie 2-3 lei prețul, va fi crescut. Deja a început să crească prețul pentru că a fost ploaie și nu prea... Da. Și acum ce a mai rămas, lumea consumă foarte mult acum pentru bulion și vor crește mult mai mult. Cred că în jur de 4 lei va ajunge până la urmă. Deci giurgiuvenii ar trebui să se grăbească? Da, 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 da. Și oricum, deja nu cred că mai se face în continuare pentru că ploaia aceea a apucat lumea să culeagă, că acum nu prea mai sunt. Gospodinele profită de prețurile bune din această perioadă și au grijă să-și cumpere materia primă necesară pentru prepararea bulionului. Pe de altă parte, unele giurgiuvence preferă să cumpere pasta de tomate de-a gata. Ați cumpăra roșii pentru a face bulion? Încă nu, încă nu. Că nu prea mai fac, să știți. Am îmbătrânit, nu mai am putere. Și nu sunt grozave roșiile astea, nu știu, când le curăț înăuntru verde, mai bine luăm... La cutii, dar cu prunișoarele alea sunt foarte bune. Vă uitați să cumpărați roșii pentru bulion? Da, da, da. Cât vreți să luați? 15 kg. Prețul cum vi se pare? E bun.
Deocamdată. Am luat și cu un leu, de-aia mă uit așa, știi. Da. Să vedem, să mă hotărăsc. Unii producători spun că prețul va crește. Păi de-aia mă grăbesc eu, că întotdeauna mai la toamnă. Ați cumpărat roșii să faceți bulion până acum? Nu, am luat de gata. Nu mai faceți? Păi sunt singurică, am luat de gata. Acum, în funcție de mărime și de aspect, un kilogram de roșii pornește de la un leu și ajunge la 3 lei. Pe multe tarabe se găsesc roșii mici și cu pete maronii pe ele, iar cumpărătorii le ocolesc. Comercianții spun că roșiile sunt pătate din cauza soarelui puternic și că acest lucru nu afectează cu nimic gustul bulionului. Medicii vor primi salarii mai mari începând cu 1 octombrie. Creșterea salariului cu 25% pentru personalul medical a fost adoptată recent de guvern prin ordonanța de urgență. Giurgiuvenii sunt de părere că măsura ar trebui să fie aplicată doar în cazul medicilor aflați la început de drum. După negocierile care au început de mai bine de 3 luni, guvernul a aprobat recent prin ordonanță de urgență creșterea salariilor din sistemul sanitar cu 25%. Majorarea va fi aplicată de la începutul lunii octombrie pentru peste 200.000 de cadre medicale la nivel național. Giurgiuvenii au păreri împărțite când vine vorba despre hotărârea guvernului de a majora salariile medicilor. Aceștia spun că măsura trebuie aplicată doar în cazul medicilor aflați la început de drum și că majorarea salariilor nu va elimina obiceiul atenției de la pacienți către medici. Ce părere aveți că se vor mări salariile medicilor? Nu mă deranjează și mi se pare normal. Că poate așa vor fi mai receptivi. Sunteți mulțumit de serviciile medicale din Giurgiu, de exemplu? Nu prea am apelat la serviciile medicale din Giurgiu. Am copii la București și m-am descurcat acolo. Credeți că merită totuși un salariu mai mare? Medicii, mai ales cei de la început, începători, da, merită. Cei care sunt somități se descurcă destul de bine cu salariile actuale. Ați dat vreodată vreo atenție la vreun medic? Da, bineînțeles. Asta e. Merită. Mai ales ăștia mici care pleacă acum, doctorii ăștia care pleacă. Și aia duc greu. Da, ăștia, da, ăștia fac munca gărzile, în spital, într-un spital. Ei fac gărzi, ei fac de toate. Și merită. Dumneavoastră sunteți mulțumit de serviciile medicale? Da, eu sunt mulțumit. Chiar am apelat la ele și de aici, de la Giurgiu, dacă vă referiți. Dar ăștia, da. Sunt chiar mulțumit. Am soția cam bolnavă și... Ați fost nevoit să le dați o atenție totuși? Da, da. Da, ăsta e adevărul. Foarte bine. Merită acest? Merită, da. Dumneavoastră sunteți mulțumită de serviciile medicale din Giurgiu? Da, da. Atât cât am avut nevoie. Atunci când ați avut nevoie, ați fost nevoită să le dați vreo atenție, să vă acorde o... Nu, nu, nu. Păi da, merită, mă, domn. Atâta muncă. Să ne-l faci bine pe bolnav, îl operează. Merită. Dumneavoastră sunteți mulțumit de serviciile medicale din Giurgiu? Da. Sunt foarte... Am fost bolnav, avem de acasă 4 medici am. Cu salvare, le mulțumesc și lor și lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate. Ați fost nevoit să le dați vreo atenție ca să vă acorde o îngrijire? Ah. Nu. O părere foarte bună, dar chestia cu impozitarea șpăgii nu cred că va reuși. Întotdeauna șpaga va fi ascunsă, nu la vedere, iar sunteți mulțumit de serviciile medicale din Giurgiu? Foarte proaste. Foarte proaste și foarte scumpe. Ați fost nevoit vreodată să le dați șpagă? Am fost nevoit, da. Mi-a condiționat domnul doctor Popescu când a murit taică-mă în 2003 ca să-i dea drumul tatălui meu la București, la spitalul universitar. Mi-a spus că îi dă drumul, m-a pus să plătesc salvarea și dacă nu-l primește acolo, nu-l mai primește înapoi. Și când am ajuns la doctor acolo, ce, de ce l-a ținut până acum? Acum l-a ținut degeaba. Deci asta este. Asta e Giurgiu. Am făcut operație de viație de sept la domnul doctor Sarafoleanu. Cine prima șpagă acolo era zburat de profesorul doctor, deci pe care prindea asistent, inclusiv pe fisul, dacă ar fi fost a doua zi, nu mai venea la spital. Asta este. În Giurgiu, de multe ori îți condiționează actul medical de contravaloare. Ce face cel care nu are contravaloarea? E lăsat să moară? Unde este jurământul lui Hipocrat?
Peste 200.000 de angajați din sistemul sanitar urmează să beneficieze de aceste creșteri salariale. Acestei majorări vor urma altele tot de câte 25%, care vor fi aplicate în 2016 și 2017 pentru a se ajunge la o dublare a salariilor în sistemul bugetar. Fiindcă primarul municipiului Giurgiu se află în concediu, în conferința săptămânală a Partidului Social Democrat a venit să le vorbească jurnaliștilor despre realizările primăriei viceprimarul Alexandru Vladu. Este prima conferință de presă la care a participat, așa că întrebările nu au fost deloc puține. Premiera înregistrată azi de viceprimarul Alexandru Vladu constă în faptul că pentru prima dată de când ocupă această funcție vine într-o conferință de presă. Temele abordate de viceprimarul PSD au vizat proiectele derulate de primăria Giurgiu, dar și cele care urmează să fie accesate. Astfel s-a readus în discuție proiectul transfrontalier pentru coridorul nouă pan-european, centrul de informare turistică din parcul Mihai Viteazul, piața de pește, anveloparea blocurilor de la policlinică, spațiile de promenadă și barajul de pe canalul Plantelor. Deși în opinia sa sunt proiecte destul de importante pentru urbe, viceprimarul Alexandru Vladu recunoaște totuși că nu s-au creat foarte multe locuri de muncă. În general, orice proiect care se face înseamnă și forța umană în el. Dar orice proiect, dacă luați pe un proiect care la un moment dat vorbim de numai de pregătire profesională, până la urmă vorbim și de forță de muncă. Inclusiv, vedeți, proiectul acesta de anvelopare are și partea umană în el. De ce? Pentru că dă de lucru la, și este prins acolo în proiect și dezvoltarea forței de muncă. Dă în perioada asta de timp, dă de muncă la niște oameni, nu știu cât, 20, 50, 100, cât. Despre locuri de muncă a vorbit și directorul zonei libere, Giurgiu Răzvan Cuc, cel care a fost de acord cu ideea că niciun candidat la primărie sau la parlamentare nu ar mai trebui să promită pe viitor crearea de locuri de muncă. Cea mai grea promisiune care, iată, nici în actualul mandat nu a fost îndeplinită. Risca, dacă eu vă spun acum că voi crea 100 de locuri de muncă, peste un an să veniți să mă întrebați, le-ai creat locurile de muncă în momentul când ai spus că le faci? Nu e atât de simplu să creezi sistemul și eu vă spun, nici primăria nu poate crea, indiferent, repet, care va fi deznodământul primăriei. Nu se vor crea locuri de muncă așa ușor, de către niciun. Dar nici eu nu știu când, eu nu știu, să nu promită nimeni. Eu vă spun, este un subiect sensibil în care capcană poate cădea oricine. Eu nu știu cine a promis locuri de muncă neapărat. Eu nu știu. Și pentru că toți suntem la capitolul promisiuni, noutatea de la PSD vine în legătură cu podul de la Grădiștea. Potrivit purtătorului de cuvânt al PSD, în prezent se lucrează la caietul de sarcini, urmând ca până la sfârșitul acestui an să fie organizată licitația pentru începerea lucrărilor. Centrul pentru persoane vârstnice de la Mironești are un alt aspect după lucrările de reabilitare, extindere și modernizare. Însă, în ciuda noilor condiții, centrul este ocupat doar pe jumătate, în timp ce în alte județe astfel de centre funcționează la capacitate maximă. Nu de mult au fost finalizate lucrările de modernizare, reabilitare și extindere a centrului de la Mironești, un proiect finanțat cu fonduri europene destinat să le aducă celor cazați aici condiții mult mai bune și o bătrânețe liniștită. Camerele mici de altă dată, în care se înghesuiau chiar și câte 6 bătrâni, au fost redimensionate astfel încât să nu poată fi ocupate de mai mult de 4 beneficiari. Au baie proprie și paturi noi. Eram câte 5 asistați într-o cameră de 20 de metri pătrați. Aveam 4 metri pătrați de fiecare om. Datorită acestei densități oarecum neobișnuite, intervenea acea boală a pereților. În cauza asta ieșeau certuri, ieșeau discuții, plus unii indivizi care erau puțin certați sau mai mult certați cu regulile de conviețuire în comun, așa cu educația. În acest fel se oferă mai multă intimitate, liniște și un acces mai facil la toalete și băi, care în trecut se aflau pe hol. Tot în centrul de la Mironești au fost amenajate și un cabinet medical și unul psihologic, spre mulțumirea vârstnicilor, mulți cu probleme de sănătate. Noile condiții sunt aproape la nivelul unor pensiuni de 3 și 4 margarete. Asta ca să folosesc un termen de comparație așa, simbolic. Eu sunt în acest cămin de 12 ani.
am prins niște momente care nu vreau să mi le reamintesc, fiindcă nu n-ar face decât să umbresc acest reportaj. Bine, spuneți cum vă simțiți acum. Pot să spun cu mâna pe inimă că am întinerit cu 10 ani de când m-am mutat în noua clădire. Deocamdată să nu mai eu singur în cameră. Camera dispune de 3 paturi. Probabil că pe viitor vor mai veni și alții bătrâni. Cum sunt condițiile acum după modernizarea centrului? După modernizarea centrului, condițiile sunt foarte bune. În sensul că s-a renovat, s-a reabilitat totul de sus și până jos. Totuși, în ciuda amplelor lucrări de modernizare, centrul de la Mironești este ocupat doar pe jumătate, în timp ce în alte județe astfel de centre funcționează la capacitate maximă. Deși centrul pentru persoanele vârstnice de la Mironești are o capacitate de 60 de locuri, în prezent acesta este ocupat la jumătate din capacitatea maximă. Doar 32 de persoane vârstnice locuiesc acum la Mironești. Nu aș putea să vă spun motivele pentru care sunt atât de puțini acum. Nu au fost solicitări, așteptăm solicitanții, înscrierile se pot face la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu sau la primările din localitatea de domiciliu. Sunt o serie de documente care trebuie depuse. După cum ați văzut, condițiile sunt foarte bune, așteptăm solicitanții. Pentru a fi admiși în centrul de la Mironești, solicitanții trebuie să depună la Direcția pentru Protecția Copilului o cerere care trebuie însoțită de mai multe documente. Copia actelor de identitate, consimțământul persoanei vârstnice privind admiterea în centru, ancheta socială referitoare la situația familială a persoanei vârstnice, adeverință medicală eliberată de medicul specialist psihiatru, fișa medicală și avizul epidemiologic, fișa de evaluare sociomedicală și copie după cuponul de pensie. Costul mediu al întreținerii unei persoane vârstnice în centru este de 1360 de lei lunar, bani pe care persoana vârstnică îi poate achita din pensie fără a-i se putea reține mai mult de 60% din pensie. Restul contribuției cu întreținerea pentru cazurile sociale și fără venituri se achită de către Consiliul Județean. Șoferii nu vor mai fi nevoiți să acționeze în instanță statul pentru recuperarea taxei auto. Conform unei ordonanțe aprobate ieri de guvern, persoanele care se află în această situație, inclusiv cele cu procese pe rol, pot solicita restituirea sumei prin cerere la ANAF. Ordonanța aprobată ieri de guvern vine în sprijinul multor proprietari de autoturisme. Hotărârea prevede că taxa auto va putea fi recuperată printr-o cerere la ANAF, fără a mai fi nevoie de o acțiune în instanța solicitanților. Este vorba de persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării. De prevederile acesteia vor beneficia inclusiv cei care au procese pe rol. Ei pot renunța la procese pentru a recupera banii pe cale administrativă. Cererile se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere. Împotriva deciziei ANAF, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată la timp, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile. Banii vor fi primiți înapoi în rate pe parcursul a 5 ani prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora. Procedura de efectuare a plății va fi stabilită prin ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministrului Finanțelor Publice. O altă prevedere a ordonanței aprobate ieri are în vedere instituirea obligației de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Este vorba despre autovehiculele pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. S-a născut la Vaslui și pentru pasiunea pe care o are a devenit faimoasă și dincolo de granițele țării. Alexandra Nechita este numele său și a venit pe lume pe 27 august 1985. De câțiva ani s-a stabilit în Statele Unite, iar faptul că pictura sa a fost asemuită cu aceea lui Picasso a dus-o pe tânăra artistă în atenția criticilor și jurnaliștilor, inclusiv a celor din țara de adopție. Alex.
Alexandra Nechita Vazluianca, născută pe 27 august 1985, pictează de mică cu un talent și o dăruire extraordinar, iar stilul și valoarea operelor sale i-au întemeiat pe specialiști să o numească Micuța Picasso. Împreună cu părinții, Alexandra este stabilită în Statele Unite ale Americii, dar la puțin timp după plecarea din țară a revenit să-și vadă locurile natale, prilej care i-a conferit micuței pictorițe prilejul să-și facă, bineînțeles, scopul ei. Dacă eu am un vis să fac visul meu să devină, să fie adevărat, să nu mă lasă teama să mă ține, să mă cuprindă și întotdeauna să am pasiunea să fac ce vreau și să fac numai ce-mi place. La doar 26 de ani, operele Alexandrei se găsesc în multe muzee din lume, în colecțiile Vaticanului, dar și în colecții personale. Ca atare, opera româncei asemuită din punct de vedere al coloritului cu cea a lui Matisse, iar din punct de vedere al formelor și stilului cu cea a lui Picasso, a atras de mult atenția criticilor de artă, dar și a jurnaliștilor, care au avut-o în nenumărate cazuri invitată pentru realizarea materialelor de presă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați de la 19.45 o ediție specială a emisiunii Giurgiu înainte de toate, iar de la ora 21 puteți urmări emisiunea E timpul să vorbim. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Astra Giurgiu a intrat într-o săptămână infernală. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi. Urmează marea înfruntare din Olanda cu AZ Alkmaar. Centrale periculoasă a lui Bunescu! Despre șansele calificării Astrei în play-off-ul Europa League, joi 27 august de la 19:45 de minute, la Giurgiu înainte de toate. Pasă pentru Bunescu! Erache în fața morții! Invitați la TV Giurgiu, jurnalist sportiv, vedete ale fotbalului, fan din galerie. Aș da 5 ani din viața mea să mă calific. Joi de la ora 19:45 de minute. O emisiune moderată de Gelu Grebenel. Astra Giurgiu joacă astă seară meciul meciurilor, unul în care trebuie neapărat să marcăm. După un 3-2 acasă cu AZ Alkmaar și un 4-1 cu echipa din Iași, Astra a atras atenția asupra potențialului său ofensiv, declarat oficial echipamentului de către tehnicianul Șumudică și considerată cea mai bună echipă din campionatul românesc de către comentatorii sportivi, care nu țin neapărat cu Steaua. Astra își va juca astă seară în Olanda, șansa de a confirma că este o echipă care contează în Europa. A 24-a întâlnire în contextul european al formației giurgiuvene. Ea și-a început în 2012-2013 drumul spre o recunoaștere europeană a meritelor ei. La ora actuală, eu zic că este unul dintre timurile de luat în seamă în Europa. Astăzi, clubul Astra a transmis un comunicat din care aflăm că antrenamentul oficial dispus pe AFAS Arena a decurs normal, jucătorii fiind concentrați la ceea ce urmează, un meci pentru o nouă pagină de istorie. Accidentat în tur, Boldrin s-a antrenat și el alături de colegi, tehnicianul Marius Mudică, deplasând la acest meci, un lot format din 17 jucători de câmp și 3 portari. Sunt în fața celei mai mari realizări a carierei mele. Susțin încă o dată că aceasta este cea mai bună echipă pe care am antrenat-o. Jucătorii au calitate, formează o familie, este o plăcere să-i pregătesc. Nu ne va fi ușor, deloc, dar ne dorim enorm să ajungem în grupe. A mai spus și Mudică la conferința de presă de dinaintea meciului, la care a participat și mijlocașul brazilian William de Amorim. Deși Astra Giurgiu ocupă locul 1 în campionat și este echipa cu cele mai bune rezultate la nivelul calificării în Europa League, jucătorii giurgiuveni nu sunt preferați la națională. S-a vorbit despre selecționarea lui Ali Bek, a lui Budescu, de Amorim sau lui Enache, dar Angel Iordănescu nu a dat vreun semnal pozitiv pentru Astra. Una peste alta, Denis Ali Bek este pariul lui Șumudică pentru echipa națională. Este un băiat care este bolnav după fotbal. Dacă îl scoți, se supără. Dacă nu îl bagi, intri în conflict cu el. Dacă el va avea continuitate anul acesta și va reuși să se
pregătească bine. Cu siguranță va da foarte multe goluri și ar fi nedrept să nu fie și el la națională, a mai spus Șumădică la Dolce Sport. Daniel Isaila, unul dintre cei trei antrenori secunzi ai selecționerului Anghel Iordănescu la Naționala României, a comentat situația lui Budescu. S-a creat o polemică inutilă despre situația lui Budescu. Am auzit că nu ar avea ce căuta la echipa națională. Nu este adevărat. Dacă va fi convocat sau nu, depinde de ultimele jocuri, cele cu Alkmaar și Petrolul. Duminică seara sau luni dimineață va fi știută lista completă a jucătorilor convocați, a spus Daniel Isaila la Dolce Sport. Constantin Budescu a reușit 8 goluri și 6 asisturi în cele 12 meciuri oficiale jucate pentru Astra în acest sezon. Amicul meu, Pui Iordănescu, din păcate, de data aceasta, o mare greșeală, a nu luat pe Budescu, iar Gazeta Sportului de astăzi îl pune la zid și cu argumente absolut implacabile. Messi are de asemenea parametrii fizici al lui Messi sunt jos, dar parametrii tehnici al lui Messi țin de capodoperă. Budescu la ora actuală este, cred, cel mai informat atacant român. A nu lua într-un lot în care atacanții numeri pe degete, realizatorii, ridică semne de întrebare. Dar să nu uităm, nici Oblemenco n-a fost convocat, nici Dobrina, a fost o perioadă când, din rațiuni absolut inexplicabile, nu era convocat. Iată Budescu, eu zic că pierde echipa națională în acest moment. Era fotbalul vest-german, fotbalul german acum a avut două exemple în această discuție demne de semnalat. Uwe Zeller și Gerd Müller. Uwe Zeller stătea practic tot timpul. 89 de minute nu făcea nimic. Venea un minut când se termina meciul. A dat gol împotriva Italiei și cu ceafă. Uwe Zeller. A venit Gerd Müller. Antrenorul trebuie să înțeleagă că o echipă de fotbal nu poate fi suma a 11 oameni. Uneori intervine un element, dacă vreți, dirijorul care este în teren, omul care aprinde scânteia, care nu poate fi oprit, care nu poate fi barat, iar Budescu, om care îți marchează din lovituri libere, din corner, din acțiune, șuturi de la distanță, cred că era foarte nimerit și pentru această partidă cu ungurii, deloc ușoară, a spune. Astăzi este ziua fotbalului și fotbalul este înainte de toate. Iată de ce de la ora 19:45 de minute. TV Giurgiu vă propune o dezbatere pe teme legate de fotbal. Astra Giurgiu va fi subiectul serii și invitații săi din această seară vor vorbi despre parcursul echipei giurgiuvene, spre calificarea în grupele Europa League și mai ales despre șansele Astrei de a ne oferi un regal fotbalistic european până în primăvară. Bă, dacă aveți sânge în instalație, care aveți, scrieți pe Astra în momentul de față echipa momentului. Și scrie 10 știri de Astra și puneți și pe FCS pentru un colțuleț acolo. Vă mulțumesc! Invitați în această seară la dezbaterea fotbalistică din platoul TV Giurgiu, fostul mare internațional al naționalei noastre, Narcis Coman, ziaristul sportiv Virgil Mocanu și unul dintre cei mai mari fani din galeria Astra Giurgiu, Petrică Radu. Și vineri vom avea parte de o vreme însorită și călduroasă în orele amiezii în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la munte și în regiunile estice și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în delta Dunării și 34 de grade în toate zonele de câmpie și podiș. Vineri la Giurgiu vremea se va menține frumoasă și călduroasă în orele amiezii, când termometrele vor arăta la umbră 31-32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Vineri în județul Giurgiu se vor înregistra 31 de grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 32 de grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 4 km pe oră din direcția sud, presiunea atmosferică 758 mm coloană de mercur, iar umiditatea 50%. Apele Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă fiind minus 16 centimetri.